Primarul Marius Grigore Dulce a prezentat în cadrul unei conferințe de presă derulate luni, 15 noiembrie, la sediul primăriei municipiului Călăraș, raportul de activitate după primul an de mandat. Astfel, edilul a vorbit despre proiectele implementate, lucrările ce vor fi deschise în perioada următoare, programele care nu au primit finanțare și colaborarea cu Consiliul Județean Călăraș. Este prima conferință de presă la un an de mandat de când am preluat Primăria Călăraș. Așa cum am mai spus-o, am început mandatul sub auspiciile pandemiei. Deja astăzi, după un an de zile, tot în pandemie sunt. Dar asta nu ne-a împiedicat să ne ținem promisiunile pe care le-am avut în campania electorală. A fost un an cu foarte multe provocări. De la pandemie până la creșteri de prețuri. Dar nu ne-am lăsat învinși. Așa cum ați văzut, am declarat de multe ori că nu am reușit să-mi țin două promisiuni electorale, în sensul că am spus cartierul Măgurean că voi termina canalizarea menajeră și pluvială până la 1 iulie, dar așa cum ați văzut și dumneavoastră, creșterile de prețuri la materiale și la combustibile au luat o rază. Acest lucru a făcut ca să decalăm acest termen, pentru că a trebuit să renegociem toate aceste contracte din punct de vedere financiar. La fel s-a întâmplat și la bazar. La bazar, chiar dacă nu a fost într-un ritm, s-a lucrat într-un ritm foarte alert, tot nu am ținut. Nu am reușit, de fapt, pentru că îmi doream ca la 1 noiembrie, la 30 noiembrie să fie gata, vom avea o decalare de cel puțin o lună jumate. Dar la 1 februarie eu cred că vom fi gata cu bazarul. Pentru că același lucru s-a întâmplat. Nu a depins de noi. Creșterile de prețuri la materiale de construcție și la carburanți ne-au dat peste cap calculele financiare și a trebuit să renegociem aceste contracte. Dar suntem în grafic cu aceste promisiuni. N-am uitat de cartierul Mircea Vod. Și vreau să spun la început, pentru că un an de zile am avut toate documentele depuse la CNI, dar CNI-ul nu a mai finanțat infrastructură rutieră și pietonală. De aceea am rămas în urmă cu acest cartier și n-am putut să-l asfaltăm. Dar, în schimb, am putut să facem cu cei de la Pavaje Spații Verzi, cu serviciul nostru, am putut să facem cartierul Ceremac, am putut să facem cartierul Farfuria, am putut să facem foarte multe trotuare între blocuri. Ținta noastră de anul acesta a fost să așezăm infrastructura rutieră în Călăraș. Pentru că vor urma proiecte care nu trebuie să bulverseze lumea și atunci am preferat să facem aceste străzi paralele cu Bucureștiul, să le modernizăm, să le facem infrastructura atât pietonală cât și rutieră, pentru că la anul, așa cum bine știți, vom începe Bucureștiul, strada București. Și atunci trebuia ca să creăm această infrastructură paralelă cu Bucureștiul pentru a da voie să miște lumea în liniște și fără deranj, pentru că, sigur, orice lucrare, atunci când o faci, ea creează un anumit deranj. Dar vom încerca să nu deranjăm, să nu deranjăm prea mult. Nu am uitat pe nimeni în acest an, și nu uităm pe nimeni acolo unde am fost, pentru că, așa cum ați văzut și așa cum o să vedeți în acest raport de un an de mandat, în care avem detaliat tot ce am primit ca și finanțare, cât și ce am realizat. Iar concluziile o să le trageți dumneavoastră după ce răsfoiți acest raport la un an de mandat. Vreau să vă spun că tot ce s-a realizat în Călăraș anul acesta s-a realizat din forduri proprii. Așa cum ați văzut, n-am obținut acea finanțare de la CNI în acest an pentru cartierele, pentru Mircea Vodă,
dar onor guvernul în trecut, n-am primit decât zero la rectificare. Nu am primit niciun fel de sursă financiară guvernamentală. Și am demonstrat că putem să facem lucruri bune în Călăraș, chiar dacă am finanțat numai de la bugetul local. Am făcut peste 14 km de infrastructură rutieră. Am făcut peste 8500 de metri de trotuare, numai cu cei de la pavaje spații verzi. Deci foarte mult s-a lucrat și o să ținem pasul. Provocarea cea mai mare pentru viitor o reprezintă proiectele europene. Așa cum bine știți, au fost semnate proiecte europene de peste 45 de milioane de euro, dar n-au fost implementate la timp, iar în ultimul an noi a trebuit să marjăm și astăzi deja a însemnat promenada, deja a însemnat regenerare zonă vest și Navrom, deja am semnat pista de biciclete, deja am semnat, urmează să semnăm, pentru că avem o contestație la strada București, care astea sunt proiecte majore. Plus că avem la diferite școli semnate și deja în implementare proiecte, dar aceste proiecte europene nu sunt așa că au fost semnate pe o coală de hârtie și hai, gata, le-a făcut cine le-a făcut. Aceste proiecte de-abia acum urmează să fie implementate și cel mai mare dușman al nostru este timpul. Pentru că până în 2023 decembrie, noi trebuie să terminăm toate aceste proiecte europene. Pe lângă faptul că avem 45 de milioane de euro bani europeni, proiecte europene, noi trebuie să susținem și ineligibile din aceste proiecte, care, din calculele noastre, cred că vor fi peste 10 milioane de euro. Sunt foarte multe lucruri de făcut în viitor. Anul acesta, dacă m-am axat foarte mult pe infrastructură rutieră, la anul nu că voi lăsa infrastructura rutieră deoparte, pentru că trebuie să găsesc modalitatea în care se deranjez foarte puțin și atunci voi interveni numai în zonele în care nu se intersectează cu proiectele mari, ca să nu creez un deranj extraordinar de mare. Vom merge să facem, așa cum am făcut și anul acesta, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, parcări, pentru că sunt foarte multe cereri de parcări și, de ce nu să spunem, sunt și aducătoare de venit la bugetul local. Dar vrem să facem parcări de care să fim mândri și să fie toată lumea mulțumită de el. Vom încerca să ducem la toate iluminat și camere video. Pentru că numai așa putem să asigurăm siguranța bunurilor din parcările respective. Ne-am îndreptat către copii, așa cum ați văzut și anul acesta. Da, vrem să facem locuri de joacă, pentru că copiii noștri au nevoie de protecție și au nevoie de locuri unde să petreacă timpul liber. Și cât mai aproape de casă. Nu uităm și pe adulți, pentru că în planul de anul viitor vom aduce și aparate fitness. Tot așa cum am spus, încercăm să identificăm și am identificat o parte de locuri unde putem să le amplasăm în zona blocurilor ca să fie cât mai aproape de ei. Sunt foarte multe lucruri pe care le veți găsi în acest raport la un an de mandat, în care concluziile le veți trage dumneavoastră după ce răsfoiți acest raport, pentru că noi ne dorim să modernizăm Călărașul. Și așa cum ați văzut, dacă există conlucrare, dacă există un singur interes, acel al cetățeanului, se pot face foarte multe lucruri. Prin parteneriatul cu Consiliul Județean, ați văzut că s-a realizat intrarea în Călăraș, acum noi am finalizat și până la 30 noiembrie terminăm și cu iluminatul la intrarea de la Siderca.
Varianta Nord am lățit-o tot prin parteneriat cu Consiliul Județean, urmând să semnăm un protocol în viitor tot cu Consiliul Județean, în care să lățim și zona de la Sloboziei la Saint-Gobain. Și atunci putem să spunem și noi că orașul nostru are cu ce se mândri, iar cine intră poate să circule așa cum trebuie într-un oraș demn de a fi municipiu. Sunt foarte multe proiecte în comună pe care vrem să le facem, dar noi suntem oameni ai faptelor și acum o să zică cineva că tot ne lăudăm. Nu, o să și facem așa cum am arătat că putem să facem. Deci anul viitor și de fapt următorii doi ani, 2022 și 2023, sunt anii celor mai mari provocări, atât ca și administrație, cât și ca un municipiu de cum e Călărașul. Pentru că dorim să-l dezvoltăm, dorim să facem ceva ce nu am mai avut Călărașul. Și cred că prima lucrare care începe o să fie pietonalul din centru, la în care o să vedeți și o să iasă. Și aici avem destul de multe provocări în implementarea proiectului, pentru că trebuie să strămutăm anumite locuri de parcare și atunci trebuie să găsim soluții cum creăm aceste locuri de parcare în această zonă. Dar deja am găsit anumite soluții, deja știm ce trebuie să facem și în condițiile astea eu cred că cum ne permite timpul, cum ne apucăm să începem acest pietonal. Noi suntem oamenii care am promis și am făcut. Iar restul vă lăsăm pe dumneavoastră să judecați. Dacă aveți întrebări. Dacă ar fi să analizați acest prim an, care ar fi cea mai importantă realizare și cea mai importantă nerealizare dumneavoastră? Ca nerealizare e așa cum v-am spus. Deci am omis să vă spun, dar mă așteptam la întrebarea asta. Faptul că nu am... Eu sunt un om care dacă promit, știu ce promit și trebuie să mă țin de promisiune. Și atunci când am promis în cartierul Măgurent că voi termina canalizarea pluvială și menajeră până la 1 iulie, nu a intrat în calculele mele în care să spun că o să crească prețurile la materiale așa de mult și la combustibil și atunci n-am mai depins de mine. La bazar la fel. Am zis că dau drumul până la 1 decembrie, dau drumul la bazar. La fel, a intervenit creșterile de prețuri și atunci ne-am decalat, de exemplu, la bazar pentru că trebuie să achiziționăm trapele de fum și a trebuit să renegocieze constructorul cu cel care fabricantul la trape și termenul de execuție 2 luni jumate. Nu mai depindea de mine. Iar la fel cum e Piața Mare și toată lumea m-a întrebat ce se întâmplă la Piața Mare, Piața Mare a avut toată linia de finanțare completă. Putea să facă un termen tot. Ce să fac eu dacă firma respectivă a intrat în insolvență? N-a fost ceva care să-l gestionez eu. Adică dacă sunt factori externi, nu mai pot să gestionez. Dar tot ce a ținut de factorii noștri de decizie din punct de vedere administrativ, încercăm să găsim soluții și am găsit soluții la ele, dar cu timpii respectiv care ne-a îngreunat și ne-a decalat. Astea sunt cele mai mari nerealizări. Iar realizările nu pot să le număr acum pentru că pentru fiecare stradă pe care am asfaltat-o, pentru fiecare trotuar, ne mândrim cu ele pentru că putem să facem ceva pentru călărășeni. Și locurile de joacă. Toată lumea este încântată și de aceea și mergem mai departe cu aceste locuri de joacă să le modernizăm. Tot ce am făcut anul acesta, nu le-am făcut să ne mândrim. Sunt promisiuni pe care le-am făcut și până la urmă nu e vorba nici de promisiune. Suntem aici ca să facem. Să facem pentru cetățean. Ca acești cetățeni să se simtă acasă. M-ar bucura ca să modernizăm orașul și după aceea să vină investitori, să creăm și locuri de muncă. Ca lumea să nu mai plece în altă parte. Ca să rămână aici, să găsească și un loc de muncă unde să se regăsească și să putem să dezvoltăm în continuare orașul. Suntem în discuții cu diversi investitori care vor să vină la Călăraș și le-am spus, noi suntem aproape de voi cu tot ce ține de noi ca administrație, de la aduce gazul până la limita de proprietate, canalizare, energie, numai ca să facă ceva, o investiție destul de mare în care să creăm locuri de muncă și lumea să rămână acasă. Pentru pietonalul de pe centru, dacă puteți să ne spuneți câteva lucruri deosebite care
Deci deosebit va fi tot ce se petrece acolo. Adică de la granit până la fântâni, până la lumini deosebite. Dar asta o să fie la momentul respectiv, în momentul în care o să facem o proiectare în 3D și o să vedem la momentul respectiv cum arată. Ca să știți exact ce punem acolo. Pentru că în momentul în care discuți un proiect tehnic, atunci discuți detaliile care se pot schimba sau nu. Da? Pentru că pietonalul, degeaba îl facem un pietonal așa în care, dacă nu încercăm să-l punem în valoare. Și atunci trebuie să gândim pasul viitor în care noi trebuie să punem acest pietonal în valoare. A lumea să se plimbe, să fie atrasă în zona respectivă și să găsim diverse activități în această zonă în care el să fie într-adevăr un pietonal, cum sunt și în alte orașe și municipii. Și atunci ne gândim la aceste soluții în care să putem să atragem în zona respectivă, să putem să facem diferite activități în zona respectivă. Numai să-l punem în valoare, pentru că dacă nu-l punem în valoare, degeaba îl facem. Da. Sunteți un om care ați ieșit foarte mult pe terenul acesta. Ce vă spun oamenii? Care sunt doleanțele lor? Care sunt, Doleanțele oamenilor am ținut cont de ele. Unde m-am dus, am cerut locuri de joacă pentru copii. Am cerut refacerea infrastructurii. Locurile de parcare, care știm foarte bine că sunt deficitare, oricât de multe am vrea să facem la ora asta, sunt deficitare, pentru că o familie poate are 3-4 mașini. Nu mai e cum era înainte, că avea o mașină la 3 familii sau la 4 familii. Da, și atunci trebuie să găsim soluțiile care sunt propice pentru zona respectivă. Am încercat și duc diverse discuții în zona asta în care să facem atât parcări subterane cât și supraterane. Dar trebuie să găsim soluții de finanțare, așa cum am spus, că anul acesta din fonduri guvernamentale nu am primit nimic și atunci trebuie să găsesc tot felul de fonduri în care să putem să aducem bani la călăraș și să putem să facem aceste lucruri. Rog. Principalul obiectiv pentru anul care vine. Deci principalul obiectiv, așa cum v-am spus, sunt locurile de parcare. Da, pe fonduri, pe fondurile comunității, da? Dar obiectivele principale sunt toate fondurile europene să le punem în mișcare. Pentru că cel mai mare dușman al meu este timpul. Dacă la începutul anului viitor încep să mișc proiectele europene, nu e bine. Dar le vom face. Cine simțiți că v-a ajutat sau v-a pus piedici cel mai mult în acest timp? Nu știu, fondurile guvernamentale, relația Consiliului Local, cum... Nu, e ok. Deci nu am decât să le mulțumesc consilierilor și care au votat și care n-au votat, pentru că ăsta este jocul politic. Nu sunt omul ca să mă vait și să spun. Eu sunt omul care, dacă am 1000 de probleme, trebuie să am 1500 de soluții, cel puțin. Și atunci nu am de ce să mă plâng. Pentru că singurul lucru care pot să mă plâng, da, și ăsta în ghilimele, că tot așa, asta e joaca politică, e că guvernul nu mi-a dat niciun leu. Nu că nu mi-a dat mie, că nu mi-i dau mie. Nu trebuie să sufere cetățeanul din Călăraș că primarul este de o anumită culoare politică. Pentru că în trecut nu s-a făcut așa. Au primit bani. Dar acum să nu-ți dea la rectificare decât zero, pentru că de ce? Pe formulă, prima dată, la prima rectificare ne-a spus că pe formulă, datorită faptului că avem încasări mari la bugetul local, nu trebuie să primim nimic. Au primit numai cei care nu aveau încasări la bugetul local. Deși noi, la anul, dacă este, nu mai strângem de la bugetul de la oameni și așteptăm de la guvern să ne dea. Adică dacă îți faci treaba, nu mai primești nimic, dacă nu îți faci treaba, te recompensează. Iar la... Deci la prima rectificare ne-au dat, dacă nu, o să nu vorbesc pe noi, ne-au dat 300 de mii pentru căminul anti-Mivireanu și din cote defalcate 1.000.000 de lei. Iar la ultima rectificare, 0. Nu este corect. Nu este corect pentru că avem o grămadă de proiecte care putem să le facem. Nu mai spun că este blocată o hotărâre de Consiliu de la județ în care trebuie să luăm și de acolo niște bani cu 22 de
2.200.000 și care prefectura a blocat-o acum câteva luni de zile și mai avem puțin în decembrie, că dacă nu ne trezim așa, banii se duc înapoi la guvern și nu mai câștigă nimic. Deci cam asta este joaca politică, să spunem așa, pentru că până la urmă totul s-a transformat în politic. Cum caracterizați relația Consiliului Județean în acest an? Nu, foarte bună. Foarte bună, pentru că noi am plecat la drum împreună, noi știm ce avem de făcut, încercăm să găsim soluții comune acolo unde putem să facem parteneriate și rezultatul s-a văzut. Deci se vede intrarea în oraș de la Siderca, se vede varianta Nord și mai avem și alte proiecte comune. Avem și proiecte europene comune. Deci e bun. E foarte bună, cum spun la momentul.